Salut, camarazi! Astăzi o să vă povestesc o istorie mai neobișnuită. Știți și voi că în lumea interlopă prieteniile și dușmăniile se fac și se desfac. Prietenii de astăzi sunt dușmanii de mâine și invers. Sunt gelozii, sunt ranchiune, e vorba de femeie, e vorba de bani, e vorba de influență, e vorba de prestigiu, să zicem așa, așa cum înțeleg oamenii ăștia prestigiu. Deci e o lume care fierbe tot timpul, știți? E o lume care niciodată nu e liniștită. Deci omul de la natură e orgolios, e gelos, e îngânfat, e fudul, e cum vreți voi, numai normal e mai rar. O să vă vorbesc astăzi despre Mircea Nebunul, care îl amenință pe celebrul Alex Stoica. Știți și văd că între interlop și bombardier există întotdeauna dispute, scandaluri, bătăi, probleme. Întotdeauna e cineva care mărâie în rang, să zic așa. Mircea și Vali Nebunul sunt numiți de Alex Stoica pe internet cu apelativul de puțin măgulitor, de surori nebune, știți? Alex Stoica, care știți și voi, care și-a făcut o avere în Statele Unite, nu prea știe nimeni cu ce s-a ocupat pe acolo, dar oricum s-a întors cu mulți bani. Alex Stoica și frații Cămătarul îl acuză pe Mircea Nebunul că ar fi prăduitor, știți, adică turnător. Alex Stoica se consideră un interlop șmecher cu mult peste cei doi frați sau surorile nebune, cum îi numește el. Sunt o felul de acuzații reciproce între cei doi, acuzații grave, zic eu, unele fondate, altele nefondate. Știți și voi că întotdeauna fără fum nu iese foc, știți, sau cam așa ceva. Poate că adevărul e ca întotdeauna la mijloc, înțelegeți? Alex Stoica a postat pe rețele de socializare, în special pe Facebook, cu poze cu el la New York, unde, cum v-am zis, a făcut mulți bani, nu prea se știe prin ce mijloace, legale aproape sigur că nu, așa. Alex Stoica îl acuză pe Vali Nebunul că e un nimic, că n-a dovedit mare lucru până acum, deci, după părerea lui, ar trebui să-și țină gura închisă. Îi acuză pe cei doi frași că și-au făcut sute de conturi false prin care îl bombardează cu mesaje aiurea, cu provocări, cu jigniri, cu nu știu ce. Alex Stoica, de fapt, era să dea foc Bucureștiului, să zic așa, provocând un război între clanul sportivilor și frații Cămătaru. Mircea Nebunul, după cum știți și voi, e unul dintre cei mai respectați interlop din București sau, pot să zic, chiar din România. Cuvântul lui are destulă greutate cam peste tot. Stoica l-a jignit inițial pe urât pe Mircea Nebunul pe Facebook. Mircea Nebunul se pare că a primit interzis într-un local celebru de manele din București. În plin scandal, gruparea sportivilor și între gruparea sportivilor și Nuțu Cămătaru, Nuțu Cămătaru a părăsit Bucureștiul sau probabil că n-a vrut să fie implicat, chiar dacă era război, n-a vrut să fie implicat, că și el și fratele lui au stat cam mult. Unul a stat vreo 19 ani, unul a stat vreo 22 de ani și eu am stat cu ei și la Ploiești, și la Jilava, și la Rahova. Ce să zic,
au făcut bani, dar au stat și au plătit și foarte mult pentru asta. 19 ani, 22 de ani, e mult în viața unui om. Nuțu și soția lui Claudia au fost văzuți pe Bega la Timișoara, pe malul Begei la Timișoara. E fierbere între grupările interlope din București că uneori ajunge o scânteie ca să bubuie tot butoiul cu pulbere, știți? Scânteia mică care provoacă vâlvătaia. În războiul ăsta așa care s-a iscat a fost implicat sau e implicat și Florin Salam, cântărețul care știți că e foarte iubit de un anumit public, e chemat la toate nunțile, bineînțeles că n-are o viață, e milionar aproape sigur, dar n-are o viață prea ușoară că trebuie să-și salveze barca, știi, pentru toate problemele, știi? Mircea Nebunu e cunoscut ca mare protector și admirator al lui Florin Salam și de câte ori Florin Salam a avut probleme cu un clan sau altul, cu Duduienii sau cu Caranii sau cu alții, totdeauna a apelat la Mircea Nebunu pentru mediere. În Florin Salam are în același timp o relație foarte bună și cu frații Cămătaru, deci e între Ciocan și Nicovală, să zic așa. Cum știți și voi, relațiile sunt puțin mai complicate între clanurile interlope și greu de limpezit, pentru că v-am spus, sunt orgolii, sunt chestii din trecut, uneori unul l-a călcat pe celălalt pe picior, uneori i-a suflat o afacere sau o femeie sau niște bani și avem în ADN-ul nostru chestia asta cu ura, cu răzbunarea, cu gelozia, știți? Ce vă să zic eu? Unde e vorba de bani mulți, sunt și multe orgolii, sunt ambiții, deci e mai complicat, știți, că uneori oamenii merg până la crimă, știi, pentru bani, pentru ce crede el că e onoare, ce crede el că e corect, dar nu e întotdeauna așa cum credem noi, viața nu e așa cum ne-o închipuim noi, viața e cu totul altfel. Uneori suntem, jucăm într-un scenariu fals sau suntem pe lângă placă, cum să zicem. Deci vă dați seama și voi că într-un București cu 2,3 milioane de locuitori e greu să-i mulțumești pe toți. Înțelegeți? E greu să-i mulțumești pe toți pentru că interesele sunt diverse, banul e ochiul dracului, oamenii sunt așa cum sunt și vă dați seama că nu e ușor să rezolv toate problemele, uneori e nevoie de staborul țigănesc să descurce ițele, să îi împace, alte ori e nevoie de cineva cu prestanță ca Mircea Nebunu sau alții care au cămătarii sau alții și alții care au un cuvânt greu de spus, deci nu e întotdeauna ușor să rezolvi, să dezlegi ițele încălcite. Deci, camarazi, v-am spus o poveste, un scandal între Aleș Stoica și Mircea Nebunu, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, dați share, dați like și rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!